Bună seara, dragi prieteni! O să vă pună mama filmulețele. Bună seara, după cum v-am promis, știți că v-am spus despre acele filmulețe cu Alina când era ea mai micuță și drăguță și acum este, dar acum este mai măricică. Da, și vreau să vă arăt ceva. Ce? Mi-a căzut dintele ăsta și astea doi. Da, Alina este o știrbă. O să-ți crească, mami, bine că ți-au picat dinții acum ca să nu-ți crească peste. După cum vă spuneam, v-am pus acele filmulețe. Am și eu în telefonul meu foarte, foarte multe poze și filmulețe cu Alina, dar din păcate nu pot să le atașez pentru că sunt unde da. Nu pot să le postez pentru că este muzică, pentru că eu o filmam cel mai mult când dansa și tatăl meu la fel. Poze când eram mică, mi-am spart câteva telefoane sau mi s-au blocat și nu le-am mai putut, n-am mai putut recupera pozele. Mai multe poze, să nu se înțeleagă greșit, și videoclipuri am luat de pe Facebook-ul tatălui ei. Altceva ce să vă spun, eu nu pot să mă filmez acum pentru că mi-am pus în păr sucul de la o ceapă. Suc? Da, acea zeamă. Doamne. Am dat-o pe răzătoare, apoi am străcurat-o și mi-am pus doar zeama la rădăcină. Ce face? Pentru a avea un păr mai sănătos și să-mi accelerez creșterea Doamne. Părului. Da. Vrei și tu? Cum ai zis că se numește? Nu. Sucul de la o ceapă. De la o ceapă, doamne. Doamne, ce mirată ești tu, mami. Am mai pus tu, dar... Da, a fost la fel. Da, dar tu acum ce ți-ai pus pe păr? Ce mi-am pus? Am făcut cum am făcut, azi noapte. Am pus în la apă, șampon și cremă din aia de ta, de față sau de corp. Ți-ai pus cremă în cap. De corp. Nu mi-am pus în cap, mi-am pus pe față, dar mi-am întins. A, mai sus, și mai sus, și mai sus. Am înțeles, dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră care mi-ați lăsat și comentarii pe Facebook, pe YouTube. Și chiar mă simt altfel. Ieri aveam o mare teamă. În primul rând aveam teamă de tatăl meu. Dar am postat pe Facebook o poveste în care mi se vede părul clar și când sunt la frizerie și mă tund de acea toamnă, iar tata mi-a dat ador, deci nu venea să cred. Na, mi-este puțin așa iurea, oricum nu stau cu părul desfăcut, pentru că evit să mă vadă doamna Ileana. Bine că și bunicul, pentru că se vor supăra sigur, dacă nu se supără, bine, întrebări bunicul... o să pună. Bunicul nu pune. S-a supărat, dar poate că ai bătrâni, cred că... Da, sigur, vor avea ceva de reproșat. Mama, i-a trecut, a fost așa pe moment, bine, și acum vorbește cu mine, dar vorbește așa... Dar na... Hamsterii mei sunt în cușca lor. Da, hamsterii tăi sunt în cușca lor. Albinuța este pe scaun. V-am spus, eu nu pot să mă filmez că am prosopul în cap. De 3 ore l-am în cap. Doamne, și trebuie să știu o oră. Nu. Cât se poate de mult. Ne mai lăsați și dumneavoastră câte un comentariu, am văzut că mulți dintre voi îmi spun să schimbăm și portul, adică și fusta, cum ar fi să ne îmbrăcăm atunci, în blugi sau în pantaloni. Atunci chiar că se va supăra și bunicul. Atunci chiar că se va supăra, da. Nu știu, mă mai gândesc la această propunere. Eu zic să nu. Eu zic să încercăm. Totuși, să sau un alt stil de îmbrăcăminte, pentru că ieri când am fost la salon a fost unchiul meu acolo, bunicul lui Ilie, și chiar mi-a spus și mie și soției sale, de ce nu ne îmbrăcăm într-un fel mai elegant, nu, într-o fustă mai 3/4 cu o gheată în picior, cu părul aranjat, da, mami, cu mare luminiță, exact. Cu părul aranjat, machiate făcute și nu mai știu ce. Și eu chiar am rămas așa surprinsă ca
Nu mă așteptam ca dânsul să ne spună una ca asta, pentru că na, Ce mie aveam îmi place să ochid din aia? Care e frumoasă? impresia că și dânsul va avea ceva de comentat dacă ne vede mai Ei, nu. aiurea îmbrăcate, aiurea adică Dar ce ți-a zis mai despre... modern. Ce ți-a zis despre păr? Despre păr n-a apucat să mă vadă atunci când m-am tuns, dar mi-a spus să am grijă cum mă tund, că am părul foarte frumos și mare. Au Dar, venit ai bătrâni. da, au venit ai bătrâni. Dar sigur m-au văzut pe Facebook, n-am mai dat ochii cu el, dar o să dau mai Nu târziu cred sau că mâine. te-au văzut. Cine? Nu, zic de bunicul lui Ilie. A, Și nu. soția lui, să știți că și-a făcut niște bucle, s-a vopsit, s-a aranjat. Deci, da, Nu, încercăm să s-a... schimbăm cât se poate tradiția și multe chestii. Tânsa are 45 de ani sau 44, dar 45? încă ar vrea și ea să schimbe ceva, pentru că nici dânsa nu mai poartă batic, nu mai este așa cum era, cu fuste crețe și Păi, tu ne-ai văzut cu că... haine largi. Ne-ai văzut că s-a vopsit și l-a tapat aici jos și s-a făcut bucle și a pus o bendiță. Da, foarte frumos, chiar mi-a plăcut de Și ea. s-a îmbrăcat într-o bluză mai așa, mai scurtiță, un pic rochia la fel. Da, se aranjează foarte frumos, doamna. După cum vă spuneam, v-am atașat acolo niște videoclipuri cu Alina și cu Da. tatăl ei și niște fotografii. Când era mai micuță, v-am spus, mai am câteva telefoane, dar încă sunt fărâmate, stricate. Nu am putut să le Fărâmate repar, de dar o să mine? le repar. De mine? Nu de tine, de mine au fost stricate. În care să iau niște poze cu Alina când a fost ea bebeluș, bebeluș, Bebe. bebe. Da. Așa cum nu mai țin Și minte. v-am mai spus că nu pot să vă atașez în acest filmuleț niște videoclipuri cu Alina când tot așa era micuță, pentru că dansa și era, este Eu muzică. vreau așa să le văd. Poți să le vezi după la mine în telefon. Mai are și tata niște videoclipuri cu ea când spune poezii cu Moș Crăciun, cântece. Da, la telefon nu știu că-l bunic Și nu mai poezia merge. cu fură rața din coteț, o spunei. Da. O mai știi? Da. Cățuș cu părul cresc, fără rața din cateș și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură și cu un buzunar. Hai la sfatul popular. Buzunar. Buzunar, hai la sfatul popular. Bravo, mamă. Da, telefonul bunicul știu că nu mai merge, nu? Ba da, se mai aprinde din când în când. Ah. Prieteni, să ne spuneți dacă vă plac vlogurile noastre, cum stăm de vorbă și nu facem anumite chestii, să mă apuc acum să gătesc, să nu știu ce, să nu știu cum, am timp și pentru asta. Dar am zis să facem altceva mai diferit decât restul, pentru că nu-mi place să mi se spună după că am copiat și am făcut și eu Da. același vlog sau nu știu ce, sau poate nimeni de fac aceeași mâncare cu acea persoană în acea zi. Da. În fine, eu vă mulțumesc, v-am pupat Și pa, pa. și ne lăsați un comentariu și un like dacă vă place acest videoclip. V-am pupat, o seară minunată! Albina? Da, da. Ce faci? Ce-și? Crăciun fericit! Crăciun fericit! Bine, cum te cheamă? Maria Maria. Și câți ani ai? De jumate! De jumate? Da! Bravo! Noapte bună, Albina! Noapte bună! Albina? Câți ani ai? 6. Și cum te cheamă? Alina Maria. Alina Maria? Acum pot să jucai cu turnitul meu. Și de ăla? Pot să jucai cu turnitul meu.
Da, știi? Da, știi cine ți-a găsit când vreau la mântuire? De mama. De mama n-am ascultat și cum mai vin de hapă. Mă rog? Da. Că la bolă, tot am fost până la urmă. Bine, Alina! Da, Alina!